Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile amiezii, sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare ultimele știri atât din spațiul informațional din țară, cât și de peste hotare. Vedeți cele mai importante titluri. Secretarul general al Consiliului Europei, Marija Pejčikovič-Burić, se află într-o vizită oficială în țara noastră. Vedeți detalii la știri. Numărul cazurilor de varicelă este în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Cât de mult trebuie să ne îngrijoreze fenomenul, aflați în câteva momente. În Bulgaria, zeci de școli au fost închise, iar elevii au fost evacuați din cauza unor alerte cu bombă. Mai multe informații urmăriți la știri externe. Secretarul general al Consiliului Europei, Marija Pejčinović-Burić, se află într-o vizită oficială în țara noastră. În context, oficialul european împreună cu președintele țării Maia Sandu au susținut și o conferință de presă comună. Amintim că purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, a anunțat anterior că mai mulți oficiali europeni vor veni în această săptămână la Chișinău. În cadrul conferinței de presă, președintele Republicii Moldova a făcut referință la numirea celor trei membri non-judecători ai CSM. Potrivit șefei de la președinție, acum Consiliul Superior al Magistraturii poate lua decizii cu privire la instanțe și magistrați, depășind blocajul. Noul CSM și Institutul Justiției vor lucra împreună pentru a aduce în sistem noi judecători, susține Maia Sandu. Fără o justiție funcțională și corectă, nu putem avea economie dezvoltată sau drepturi garantate de stat. De aceea vom continua schimbările inițiate în sectorul justiției, în pofida dificultăților întâmpinate și a rezistenței opuse de unele persoane din acest sector. Astăzi, Parlamentul a numit în funcție membrii noi, non-judecători ai Consiliului Superior al Magistraturii, din rândul persoanelor care au trecut evaluarea de integritate. De azi, CSM poate lua decizii cu privire la activitatea magistraților și instanțelor, depășind blocajul de până acum. Șefa de la președinție a reiterat totodată parcursul ferm al Republicii Moldova de integrare europeană, menționând că este singura cale ce ne poate oferi un viitor sigur într-o comunitate a țărilor libere. Republica Moldova poate avansa pe această cale doar cu sprijinul partenerilor externi, a conchis șefa statului. La rândul său, secretarul general al CE, Marija Burić, a reiterat sprijinul Consiliului Europei pentru Republica Moldova și pentru parcursul său european. Vorbim despre reforma justiției sau de lupta împotriva corupției sau fie că vorbim despre reformele constituționale, cum angajamentele și determinarea dumneavoastră de a avansa pe calea reformelor, doamnă președinte, este remarcabilă. Experții noștri, standardele noastre sunt și vor continua să vă stea la dispoziție în contextul planului nostru comun de acțiuni pentru a ghida aceste eforturi și pentru a consolida cadrul normativ și instituțional al țării dumneavoastră. Cu cât mai curând vor fi realizate reformele și mai ales reforma justiției și lupta cu corupția, cu atât mai repede Republica Moldova va ieși de sub monitorizarea Consiliului Europei, a mai punctat oficialul. Și ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a declarat într-un interviu acordat Dolce Vele că Republica Moldova are nevoie de mai mult sprijin din partea comunității europene. Popescu susține că țara noastră trece prin momente dificile, inclusiv din punct de vedere economic, iar autoritățile nu vor putea îndeplini în mod independent sarcinile care le-au fost atribuite dacă nu vor primi ajutor din exterior. Aproximativ 70.000 de refugiați au traversat teritoriul nostru. Acum 3% din populație sunt refugiați din Ucraina, dar totuși guvernăm țara menținând calmul și pacea și stabilitatea, de ce nu? Situația este dificilă, dar nu există amenințări militare pentru că Ucraina rezistă. Popescu a recunoscut că populația are opinii diferite față de evenimentele din Ucraina, dar potrivit acestuia, moldovenii sunt uniți într-o singură idee, cea de a păstra pacea. The absolute majority, you don't have people in Moldova. Majoritatea absolută, nu există oameni în Moldova care să aștepte tancurile rusești la granițele noastre. Avem o societate democratică normală, oameni cu opinii diferite, uneori preferințe geopolitice diferite, dar toți sunt de părere că trebuie să trăim într-o țară pașnică.
Potrivit lui Nicu Popescu, niciun stânga Nistrului nu este o atmosferă pro-război, iar oficialii de la Chișinău rămân angajați în a rezolva pașnic conflictul de pe Nistru. The situation around this region has been... Situația din jurul acestei regiuni rămâne cât se poate de calmă și stabilă. Vorbim cu reprezentanții regiunii transnistrene despre reintegrare, dar metoda noastră, modul nostru de reintegrare a țării este dialogul, diplomația, negocierile, asta o să facem. Potrivit lui Nicu Popescu, în situația regională actuală, Moldova se bazează pe sprijinul țărilor și organizațiilor prietene în tot ceea ce ține de problemele de securitate și stabilitate. Într-un alt interviu acordat Reuters, Popescu a menționat că Chișinăul se așteaptă ca Uniunea Europeană să accelereze implementarea unor proiecte vitale pentru țară, precum conectarea României la sistemul energetic ocolind Ucraina, ceea ce va asigura stabilitatea energetică a Moldovei. În opinia sa, UE ar trebui să renunțe la birocrație obișnuită la aceste aspecte, deoarece procedurile valabile pe timp de pace nu pot fi aplicate și în actualul context regional. Uniunea Europeană, prin intermediul OMS, a oferit o donație sub formă de echipamente medicale și truse de urgență Spitalului Raional Soroca, dar și altor instituții medicale din țară. Evenimentul a avut loc la Soroca cu participarea ambasadorului UE la Chișinău, șeful OMS în Republica Moldova și ministrul Sănătății. Cu suportul donatorilor europeni, suntem siguri că vom atinge scopurile de a crea o instituție performantă, un prestator de servicii medicale moderne, echitabile, calitative, de înaltă performanță. Așa un lot va permite să ridicăm calitatea, să ridicăm asigurarea medicilor, să asigurăm acel caracter european de prestare a serviciilor medicale. Din lotul de donație care va ajunge la mai multe instituții medicale din țară fac parte 40 de truse medicale de urgență, 20 de mese de operație, 30 de monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale ale pacienților și 10 de lămpi chirurgicale. Trebuie să avem un sistem medical modern, în primul rând. După aceasta să lucrăm la îmbunătățirea calității serviciilor în toate aspectele. Dar pentru început trebuie să avem infrastructură modernă, reparată, condiții și echipamente bune să ridice calitatea serviciilor, calitatea operațiilor realizate, calitatea investigațiilor și tuturor serviciilor. Uniunea Europeană și statele membre UE au mobilizat toate mijloacele pe care le au la dispoziție pentru a susține consolidarea sectorului de sănătate publică. 14 spitale raionale și 6 spitale naționale, republicane, municipale vor primi truse de traumă și chirurgie de urgență numită și truse TESC. Valoarea totală a echipamentului ce urmează a fi livrat în spitalele din țară este de 382.000 euro. Astăzi, la Soroca, livrăm echipamente consumabile și medicamente pentru a satisface nevoile pacienților. Lotul va fi distribuit spitalelor raionale din Soroca, Ungheni, Orhei, Hâncești, Edineț, Comrat, Căușeni, Cahul, Ane-Ninoi și Spitalul Republican Clinic din Bălți. Raioanele Nisporeni, Ungheni și Călărași vor beneficia de un sistem modern de gestionare a deșeurilor. Proiectul, în valoare de 5,6 milioane de euro, prevede achiziționarea containerelor pentru gunoi și autospecialelor, precum și construcția platformelor și depozitelor pentru colectarea, sortarea și tratarea deșeurilor. Banii vor fi oferiți de către BERD. Grantul reprezintă o finanțare nerambursabilă din partea Parteneriatului pentru Eficiență Energetică și Mediu din Europa de Est. Fondul E5P în Moldova totalizează 50 de milioane de euro și include o contribuție de 1 milion de euro din partea țării noastre. Cea mai mare contribuție de 29 de milioane de euro o are Uniunea Europeană, după care urmează și alți donatori, precum Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Lituania, Norvegia, Polonia, România, Slovacia și Suedia. Proiectul destinat pentru 185.000 de locuri din regiune va fi finanțat dintr-un grant oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Acordul a fost semnat de către vicepreședintele BERD pentru politici și parteneriate, Mark Bowman, și ministrul finanțelor, Veronica Sirețeanu.
Noi provocări pentru fermieri, mai ales pentru deținătorii de livezi. Temperaturile reci din ultimele zile le cam dau bătăi de cap agricultorilor. Potrivit experților, deocamdată este prematur să se facă prognoze pripite, dar dacă temperaturile sub 0 grade continuă să se mențină pe timp de noapte, atunci, de exemplu, recolta de caise timpurii poate fi compromisă. Potrivit fermierilor, culturile de cereale însă cu siguranță nu vor avea de suferit. Probleme cu frigul care este în iet nu acționează la plante, de când foarte strașnic acționat la culturile, la abricos, care sunt florite. Președintele Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, spune că este timpuriu să vorbim despre pierderi la această etapă. Specialistul notează că deținătorii de livezi încearcă să salveze recolta apelând la diverse trucuri. Bună oară fac focul în livezi. Dacă temperatura se menține sub 3 grade Celsius însă o noapte, atunci recolta de caise timpurii în 2023 va avea de suferit. Там тоже есть разные фазы цветения. Există și aici diferite faze de înflorire. Soiurile târzii nu au înflorit încă, iar cele timpurii sunt deja în floare și rezistă la un interval de până la -3, -4 grade. Dacă este -5, -6 și se menține mai multe zile, atunci da, cu siguranță vom pierde soiurile timpurii de caise. Ранние сорта абрикосов мы точно потеряем. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic, temperaturi negative pe timp de noapte se vor menține până în primele zile ale lunii aprilie. Numărul cazurilor de varicelă este în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, medicii spun că pentru această perioadă a anului este un fenomen normal, iar numărul cazurilor nu depășește limita normală a morbidității. Обычно рост заболеваемости происходит зимой, начало весны. De obicei, creșterea morbidității se înregistrează iarna și la începutul primăverii, deci acum este perioada când numărul de îmbolnăviri crește. Există diferite forme ale bolii, ușoare, medii, dar și forme grave. Desigur că atunci când crește numărul de îmbolnăviri, crește și numărul cazurilor mai grave. Cât despre instituția noastră, situația este stabilă. Nu avem o creștere foarte mare a numărului de îmbolnăviri, dar față de anul trecut, oricum este o ușoară creștere. Наблюдается небольшой рост числа заболевших. Varicela sau varsatul de vânt, cum se mai spune în popor, este una dintre cele mai frecvente boli contagioase care cauzează erupții pe corp. Chiar dacă majoritatea populației nu consideră boala o amenințare gravă pentru sănătate, aceasta poate avea și forme grave care necesită spitalizare. Для того, чтобы разграничить, это более легкая форма или более тяжелая. Pentru a delimita dacă este vorba despre o formă ușoară sau o formă grea, trebuie să ne orientăm după un principiu foarte simplu. Dacă la copil sau la matur inițial apare febră înaltă. Febra înaltă se începe de la 39 și mai mult. Deci dacă febra este 39, 39 și 5 sau chiar 40, trebuie să înțelegem deja că va fi o formă mai gravă. Adică nu trebuie să ne relaxăm și trebuie să ne adresăm numai decât la medicul de familie. В любом случае нужно обращаться к врачу, к семейному врачу. Potrivit medicilor infecționiști, ignorarea simptomelor care indică o formă gravă a bolii poate duce la consecințe foarte grave atât pentru copii, cât și pentru maturi. Прежде всего ветряная оспа может поражать мозговые оболочки и головной мозг. Mai întâi de toate, varicela poate afecta creierul și duce la complicații grave precum meningoencefalita. Adică copilul poate să-și piardă cunoștința, puteți să treziți copilul, dar el nu se trezește. Asta ne vorbește despre faptul că este afectat creierul. O altă complicație gravă este afectarea sistemului nervos periferic. Adică copilul se ridică din pat, dar nu poate sta în picioare și este nevoit să se culce în И не может встать, он обратно ложится в эту постель. Potrivit reprezentanților ANSP, deocamdată în instituțiile de stat nu există vaccin contra varicelei din cauza costurilor prea mari. Serul poate fi găsit doar în instituțiile medicale private, care în prezent nu l-au în stoc. Astfel, pe parcursul acestui an se analizează posibilitatea ca acest vaccin să fie adus în țară și să fie inclus în Programul Național de Imunizare a Copiilor. După o pauză de 3 ani marcați de situații excepționale, Mold Construct și Mold Energy revin pe piață în plină forță. Circa 130 de producători, importatori și distribuitori locali și străini din Republica Moldova, Italia, Polonia, România, Ucraina și Turcia și-au expus produsele și serviciile la Mold Expo.
Forfotă mare la Centrul Internațional de Expoziție din Chișinău, acolo unde reprezentanții companiilor din domeniul construcției și a securității energetice își atrag prin diverse trucuri potențialii clienți. Avem un sistem de păstrare integrat a furtunului care se scoate din magistrală. Pornim sistemul, facem curățenie și după ce am terminat de făcut curat, decuplăm mânerul și respectiv furtunul se întoarce în sistem. Uходит в систему. Avem un bus unde am pus echipamentul, unde pe viu clienții pot veni și vedea echipamentele invertoarelor solare cum funcționează. Aceste tipuri de invertoare îți permit ca să stocheze energia solară și pe timp de noapte, când nu este lumină, să o utilizezi din baterii. Practic să fii full 24/24 independent. Este o alternativă acum cu criza energetică, că promovăm casele anume cu eficiență energetică și casele cât de cât autonome și independente energetic. Majoritatea vizitatorilor ne-au spus că își doresc să fie în pas cu timpul grație noilor produse cu care au reușit să facă cunoștință. Atmosfera este foarte plăcută. După 3 ani de pauză, e binevenit această expoziție. Pentru noi tineri și pentru viitorul nostru în Moldova este foarte binevenit. Pentru am venit să vedem fotovoltaicele. Очень много получается представительство, имею в виду и с Румынией. Multe lucruri noi vedem, mulți reprezentanți din România care lucrează cu Uniunea Europeană, de asta e și interesant și nou și destul de calitativ. Довольно-таки качественно. Noi am venit împreună cu școala profesională numărul 6, grupa de electromontor, pentru a vedea noi lucruri, inovații în electricitate. Văd mai mult bazat pe panouri solare, am vrut să văd și utilaje casnice. Secretarul de stat al Ministerului Energiei, Constantin Borosan, a subliniat că sectorul energetic din Republica Moldova trebuie să fie un catalizator al dezvoltării pieței. E timpul să trecem la o nouă treaptă și să investim cu mai multă încredere în eficiența energetică, în producerea energiei proprii, în diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze și energie electrică. Sectorul energetic din Republica Moldova nu trebuie să fie echivalent numai cu tarife mari și crize periodice, ci un sinonim al dezvoltării, eficienței, pieții libere și competitive. E un exercițiu nou după 3 ani de repaus. Sunteți cei care ați avut curajul de a accepta și de a vă expune aici și vreau să vă spun că anume dumneavoastră sunteți cei care nu numai prezintă tendințele inovative din lume, dar sunteți cei care de fapt dau curent și dau noutățile pieții Moldovei. Expozițiile Mold Construct și Mold Energy pot fi vizitate până la data de 1 aprilie curent. În capitală a început procesul de instalare a parcărilor pentru biciclete. Potrivit Direcției Mobilitate Urbană a Chișinăului, se amenajează circa 300 de parcări pentru biciclete. Instalațiile se montează în 90 de locații din orașul Chișinău. 3-5 suporturi per locație în preajma instituțiilor publice, culturale și de agrement, de învățământ, medicale, educaționale, dar și în zone de parc. Acestea sunt construite din bare de metal în formă de U întors, ancorate într-o fundație de beton. Până în prezent au fost montate 45 de bare în 13 locații. Antreprenorul lucrărilor a fost contractat în urma licitației publice desfășurate de către Direcția Generală Mobilitate Urbană la sfârșitul anului 2022. Pentru eficacitatea și corectitudinea amplasării instalațiilor, Direcția Municipală a încheiat un contract de consultanță cu un expert delegat de Alianța Biciclete Chișinău pentru a se expune asupra locațiilor, modului de amplasare, precum și a altor aspecte. Potrivit reprezentanților Direcției Mobilitate Urbană, valoarea proiectului este de 634.000 de lei, bani alocați din bugetul municipal. Călugării nu vor părăsi Lavra Kiev-Pechersk până când acest lucru nu va fi posibil din punct de vedere fizic. O spun chiar clericii. Pe data de 29 martie a expirat contractul de închiriere a spațiului mănăstirii. Călugării însă dau asigurări că au rupt toate legăturile cu Moscova și că nu există temeiuri legale pentru a părăsi zidurile mănăstirii. Noaptea spre 30 martie, unii credincioși au petrecut-o în Lavra Kiev-Pechersk din templul Agapit al Peșterilor, relatează publicația Strana.ua. Potrivit sursei, credincioșii se tem de încercarea de a pune mâna pe mănăstire, iar joi dimineață, ienoriașii nu au permis membrilor comisiei de rezervă să intre în mănăstire. Starețul a declarat că călugării nu vor părăsi mănăstirea până la o hotărâre judecătorească în acest sens. Nu ei șerăzi,
Facem încă o dată apel la cei de la putere să nu mai facă presiune asupra judecătorilor, asupra Sfintei Biserici, asupra Lavrei. Nu putem avea niciun compromis în legătură cu Lavra. Vom rezista. Legea este de partea noastră. La rândul său, președintele Volodymyr Zelensky a spus că Ucraina a făcut un pas spre întărirea independenței spirituale a statului și este teritoriul cele mai mari libertăți religioase din această parte a Europei. Între timp, instanța de la Kiev a acceptat să examineze cererea călugărilor de la Lavra Kiev-Pechersk împotriva autorităților ucrainene cu privire la ilegalitatea evacuării acestora, a spus avocatul mănăstirii. Prima întâlnire este programată pentru data de 26 aprilie. În Bulgaria, 10 de școli au fost închise, iar elevii au fost evacuați din cauza unor alerte cu bombă. Amenințările au parvenit din conturile Google, prin telefon și e-mail. Potrivit uneia dintre versiunile oamenilor, legii, alegerile generale, care ar urma să aibă loc duminică în Bulgaria, ar putea fi adevărul motiv și aceasta deoarece secțiile de votare vor fi dislocate anume în școli. Cei de la procuratură spun că investigează ceea ce s-a întâmplat în temeiul articolelor crimă împotriva țării și terorism din codul penal al țării. Jurații din New York, care examinează posibilitatea de a pune sub acuzare fostul președinte american Donald Trump, își vor lua o lună de pauză în acest caz. Potrivit publicației Politico, la începutul lunii aprilie, jurații vor examina un caz care nu are legătură cu fostul președinte. Marele juriu s-a întrunit în cazul de fraudă financiară al organizației Trump pe data de 27 martie, dar nu a întrunit niciun vot pentru a-l acuza pe fostul șef al Casei Albe. Nu există deocamdată un termen oficial pentru depunerea acuzațiilor împotriva lui Trump, deși sunt multe semne în ultimele săptămâni că activitatea marelui juriu se apropie de vot, mai ales când procurorii l-au invitat pe Trump să depună mărturie în fața completului, scrie Politico. De regulă, aceasta este una dintre ultimele etape ale unei urmăriri penale. Trump a refuzat însă invitația. Procurorii investigează presupusul rol al lui Trump de a plăti $130.000 actriței pornografice Stormy Daniels, care a spus că a avut o aventură cu fostul președinte. Papa Francisc a fost internat în spital din cauza unei probleme de sănătate și va rămâne în clinica de la Roma pentru câteva zile, scrie presa italiană. Inițial, medicii spuneau că pontiful are probleme la inimă, dar aceste temeri nu au fost confirmate. Acum medicii stabilesc cauzele înrăutățirii sănătății sale. Șeful Bisericii Catolice, în vârstă de 86 de ani, a anulat toate evenimentele publice programate anterior pentru zilele următoare. O companie australiană a creat un analog al cărnii de mamut folosind materialul genetic al acestei specii dispărute. Reprezentanții săi au spus că scopul proiectului este de a demonstra potențialul cărnii crescute din celule fără a ucide fauna, precum și de a demonstra legătura dintre creșterea animalelor pe scară largă și impactul acesteia asupra schimbărilor climatice. Associated Press scrie că o companie de tehnologie a cărnii false a folosit date cunoscute despre genomul mamutului a completat părțile lipse ale genomului cu ADN de la cea mai apropiată rudă vie, elefantul african, și a înserat ADN-ul rezultat într-o celulă de oaie. Celulele cu genomul chimeric au fost apoi crescute într-un bioreactor până când au fost suficiente pentru a rula o chifteluță de dimensiunea unei bile mici. Prezentarea ei a avut loc la Muzeul Nemo din Amsterdam. Creatorii spun că nu au încercat încă rezultatul know-how-ului lor culinar, deoarece încă nu au idee cum va reacționa sistemul imunitar uman la ceva ce nu a mâncat de mii de ani. Associated Press notează că chifteluța făcută din carne de mamut este o singură experiență și nu sunt deocamdată planuri de a o lansa în producția industrială. Acestea au fost știrile. Eu sunt Irina Boțu. O după amiază frumoasă să aveți. Nu pierdeți următoarele buletine informative. La revedere!